Ce dovezi mai ai nevoie? Ce minuni mai vrei în viața ta ca să crezi cu adevărat că Iisus este, să te pocăiești și să te împaci cu El? Ca și frați pentecostali, avem o predispunere extraordinară la senzațional. Atât ne place senzaționalul, să auzim de învieri, din morți, de vindecări, de mame care plâng, de copilași vindecați, de prorocii, de descoperiri, de cunoștințe. Atât ne place senzaționalul, dragii mei. Dar eu vă întreb, mai credeți cuvântul lui Dumnezeu? Că ne pierdem din cauza că ne oprim numai la senzațional, dar am trecut peste ceea ce este scris. De aceea te întreb în această dimineață, dragul meu ascultător, ce mai trebuie să vezi ca să crezi că Iisus Hristos este Domnul înviat din morți? Ce mai trebuie, ce dovezi mai vrei ca să te pocăiești în dimineața aceasta? Preamărit să fie Domnul! Amin. Mormântul este gol, dragii mei. Și ni vor spune, știm pentru că am reușit să mergem în Israel. Și acolo mormântul lui l-am găsit că este gol. Mai literalmente, care este cu adevărat mormântul lui, nu se știe exact. Au trecut 2000 de ani și evreii, ca să facă bani, fac din orice. Spune că oriunde ar fi mormântul, numai ca să-i vii să le dai niște bani. Dar noi știm un adevăr nu bazat pe ceea ce au văzut unii oameni acum în Israel sau ce au spus o grupă de oameni care vor să facă business, ci noi știm acest adevăr bazat pe Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, care proclamă că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și a treia zi a înviat după Scripturi ca noi să avem viața nouă prin Domnul Iisus Hristos. Și pentru aceasta spunem preamărit să fie numele Domnului. Dragii mei, lupta cea mai mare care o duce creștinul în timpul vieții sale nu este nici lupta cu păcatul, cu anumite patimi sau pofte sau alte situații care noi le putem imagina. Lupta cea mai mare care o ducem noi este lupta cu necredința. Pentru că tot ceea ce facem noi în contextul mântuirii se ancorează și se fondează pe credință. În Evrei, în capitolul 3, cu versetul 12, apostolul care scrie epistola către evrei spunea: luați seama, dar, fraților, ca nici unul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Problema cea mai mare care observa apostolul era că mai presus de orice altă luptă, această inimă necredincioasă are potențialul să atragă pe oameni de la Dumnezeu. Cuvântul să despartă înseamnă să te dezlipiască de Dumnezeu. Și această luptă se dă în viața oricărui credincios. În orice moment din viața noastră, lupta cu necredința poate apărea, dar oare chiar a zis Dumnezeu? Oare chiar este așa? Oare chiar asta vrea Dumnezeu de la noi? Și aceste lupte deseori se dau în inimile noastre. Tocmai de aceea spuneam mai devreme că tot ceea ce facem noi ca și copiii lui Dumnezeu se ancorează pe credință. Același apostol în Evrei, în capitolul 11, spunea în versetul 6: și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și plătește pe cei ce-l caută, mărit să fie Domnul. Observați dumneavoastră, dacă ne ancorăm pe sentimente, pe cele simțite, la un moment dat ne vom înșela. Într-o dimineață mă scol într-un mod mai nepotrivit, îs mai supărat, mă doare capul de când mă scol, n-am dormit bine noaptea aceea, toate sentimentele mele sunt răscolite. Sunt într-o stare nepotrivită, sunt supărat în ziua aceea. Dacă ar fi să mă iau bazat pe ceea ce simt, aș crede că Dumnezeu nu mă iubește. Dar eu nu mă duc bazat pe ceea ce simt. Eu mă duc bazat pe ceea ce știu prin cuvântul lui Dumnezeu, ancorat în credință că eu sunt copilul lui și rămân în el câtă vreme rămân ancorat în Dumnezeul meu. De aceea tot ce facem noi se bazează pe credință. Și lupta cea mai mare care se dă împotriva noastră este ca să cădem în necredință. Mulți oameni rostesc în momente de criză astfel de expresii: dacă Dumnezeu m-ar scăpa din situația aceasta, atunci, și aici vine o promisiune, un angajament, un legământ. Dacă Dumnezeu cu adevărat există, în ziua de azi să mă arată mie o dovadă, și iară apare o expresie care omul o vrea. Și în baza acestor lucruri oamenii spun: dacă Dumnezeu va face așa, atunci promit că mă dedic lui, că mă dau lui, că am să fiu lui, și fel de fel de angajamente.
care cu toate că oamenii le fac, așa cum le fac, uite de ele și nu le mai împlinesc. Dați-mi voie să vă dau un exemplu real. Pe YouTube veți găsi o mărturie a unui bărbat pe nume Ciprian Cojocaru. Omul acesta a avut o experiență foarte interesantă cu Dumnezeu din tinerețea lui și o modalitate în care Dumnezeu a răspuns la niște provocări care el le-a avut și cu toate acestea a amânat momentul pocăinței. Spunea omul acesta că la un moment dat era în armată, înrolat și din cauza unor stresuri și unei depresii s-a gândit să-și pună capăt zilelor. Într-o noapte când era de santinelă, singur într-un câmp deschis, s-a gândit să-și pună capăt zilelor. Și în timpul acela a zis, Doamne, dacă Tu mă vezi, fă ceva. Deodată, zicea el, a apărut o vrăbiuță. S-a pus pe genunchiul meu, după aceea pe celălalt, după aceea pe celălalt și făcea dansul acesta, parcă vrea să-mi spună mie ceva. Am decis totuși să nu îmi put capăt zilelor, dar cu toate acestea nu s-a întors la Dumnezeu. Mărturia lui este foarte lungă, dar continua că la un moment dat împreună cu doi tineri care erau angrenați în legiune, au vrut și ei să facă o spargere și să aibă un câștig foarte mare. Era undeva la 100.000 de euro fiecare ar fi câștigată că făceau spargerea aceea. În timp ce își planificau spargerea într-un hotel noaptea, în camera lor a intrat un om, zicea, care nu l-a văzut niciodată și mi-a vorbit mie pe nume, Ciprian, Dumnezeu îți vorbește. Dacă vei face ce ai în minte, vei avea niște bani, dar îți vei pierde sufletul. Tu ai o Biblie care o porți într-o geantă și deseori o citești în baie ca să nu te vadă nimeni, să nu râde oameni de tine. Deschide Biblia aceea și Dumnezeu îți vorbi prin versetul 10. A plecat omul acela din cameră, așa cum a venit. Zicea el că prietenii s-au uitat la el și a spus, de unde știe ăsta cine suntem noi și că suntem aici? Zicea el, nici eu nu l-am văzut niciodată, dar de unde te știe? Nici eu nu știu, s-a speriat și el. S-a dus și a scos Biblia din geantă, a deschis-o și a deschis exact la Proverbe, la capitolul 1, 2 și 3. Este de 3 ori apare versetul 10 pe aceste pagini. Proverbe 1 cu 10, 2 cu 10 și 3 cu 10. Spune astfel Biblia, fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. 2 cu 10, căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău, 3 cu 10, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. O experiență extraordinară, zicea el, m-am dus la geamul hotelului și m-am uitat afară și am zis, Doamne, dacă Tu cu adevărat existi, fă acum să apară un înger, ceva să-mi vorbească și am să știu că Tu ești. Zicea el că m-a așteptat câteva minute și nu s-a întâmplat absolut nimic. Și a zis probabil că Dumnezeu nu există. După astfel de experiență spui că Dumnezeu nu există. S-a culcat în noaptea aceea și zicea el, s-a sculat dimineață, la patul capului lui se ruga acel bărbat care intrase mai devreme, vorbind în alte limbi și mijlocind pentru el. Cei doi prieteni trăgeau de el pentru că crezuseră că murise, că nu puteau să-l scoale. Toată noaptea a dormit în timp ce acest bărbat se ruga și ei credeau că era mort. În timpul acelui somn a avut o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos personală și zicea el, aceste lucruri l-au dus să se întoarcă către Dumnezeu. Lupta cea mai mare care o ducem noi este cu necredința. Și cu toate că uneori Dumnezeu ne dovedește fără echivoc că este El, totuși mai punem la îndoială, pentru că în inima noastră suntem strânși legați de lucrurile care noi le dorim. Și totuși, dragii mei, aș vrea să vă spun, Dumnezeu nu rămâne fără mărturie. Dumnezeu încă mai lucrează și în ziua de astăzi. Și cei din biserica locală avem multe mărturii care le-am văzut pe Dumnezeu la lucru, chiar în zilele acestea, mărturii că Dumnezeu a vindecat, a dat biruințe, dovezi care arată că Iisus Hristos este viu în veci de veci. Spuneam recent bisericii, după ce mă întorsesem din Europa, m-am întâlnit cu fratele pastor Duțu Mărgăian și îmi povestea el personal această întâmplare cu fratele Pavel Bochean, care a fost președintele cultului pentecostal. Zicea dumnealui că era într-un timp de Paște, cu mai mulți oameni la o masă și oameni care nu erau de credință. În timpul acesta, unul zice, hai să ciocnim două roșii că Hristos a înviat, la care el îi spune, auzi, Hristos cu adevărat a înviat. Dar hai să spun o întrebare. Hristos, crezi că a înviat? Păi da, păi da, scrie în carte. Dar dacă Hristos ăsta care a înviat e viu, Hristos ăsta a avut ucenici? Păi a avut, că doar scrie tot în carte. Dar crezi că Hristos ăsta mai are ucenici în ziua de azi?
mă, asta nu știu să-ți mai spun. Și zicea dumnealui că era o persoană gârbovă, întoarsă și întortocheată de la oase, acolo stând pe pat în locul în care erau adunați ei. Și zice el, dacă Hristos ăsta cu adevărat este viu și el încă mai are ucenici, înseamnă că Hristos ăsta încă mai lucrează. Se ridică și merge la persoana aceea și spune, aveți cumva niște ulei în casă? Ce fel de ulei? Ulei de măsline. Da, i-au adus într-o lingură, a pus degetul în uleiul acela și a spus, în numele lui Iisus Hristos, care este viu și încă lucrează, eu te ung ca să fii vindecată. Zicea că în momentul acela, femeia aceea a strigat, a avut o trosnitură foarte mare, i s-a îndreptat oasele, spatele, s-a ridicat în picioare pe loc. Zicea că așa de mărmuriți erau oamenii ăia, că zicea el, acum hai să ciocnim că Hristos a înviat. Nu mai găseau unde să lovească ouă, de cât de speriați au fost. Hristos al nostru este viu, dragii mei. Și Hristosul ăsta încă lucrează, mărit să-i fie numele. Și în viața ta ai avut multe momente când Dumnezeu ți-a dat dovezi de netăgăduit că este viu și El lucrează. Lupta cea mai mare care noi o ducem este cu necredința. Și ca și ucenicii tot căutăm să vedem și noi ceva, să ne încurajăm că chiar așa a fi cu Dumnezeu, uitând ce contează cel mai mult ca fundament pentru noi. Și în dimineața aceasta, vorbind despre învierea Domnului Iisus Hristos, aș vrea să reancorez în viața noastră centralitatea Sfintelor Scripturii. Dragii mei, ne-a lăsat Dumnezeu Sfânta Scriptură ca noi citind să credem că El este și crezând să avem viața veșnică în Iisus Hristos, mărit să fie numele Domnului. Dragi creștini, de oricare culoare religioasă ați fi, de oricare specie religioasă creștină ați fi, vreau să vă spun că toți mărturisim pe Dumnezeu și mărturisim că această carte e cuvântul lui Dumnezeu. Păi dacă asta e cartea Domnului, să o credem din toată inima că aici ni se vorbește despre Iisus Hristos care este viu, mărit să-i fie numele. Iisus Hristos a înviat cu adevărat din morți. E, dragii mei, aș vrea să vorbesc în această dimineață despre ce mai trebuie să vezi ca să crezi. Ce mai trebuie să vezi ca să crezi? De ani de zile Dumnezeu îți tot arată, îți vorbește, îți demonstrează, ți-a făcut fel de fel de promisiuni și a lucrat în viața ta. În momente când parcă n-ai putut să exprimi cum, dar parcă o mână nevăzută a intervenit, s-a implicat în viața ta. Ce mai trebuie să vezi ca să crezi cu adevărat că Iisus Hristos este viu și dacă este cu adevărat viu, vrea ceva de la tine? Observați ce se întâmplă în dimineața învierii, dragii mei. A murit Iisus Hristos pe cruce, a fost așezat în mormânt și 3 zile stă în mormânt. În dimineața învierii vreau să vă spun că nimeni, absolut nimeni, n-a crezut că El poate să învie. Nimeni. Nici cei 11 care au umblat împreună cu El, nici femeile, nici romanii, nici preoții, nimeni n-a crezut că Iisus Hristos să învie din morți. Observați câteva argumente. În versetul 1 se spune, în ziua din 1-a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Eu vă întreb, de ce s-a dus Maria Magdalena la mormânt? Ne spune mai devreme versetul în Luca 24:1. În ziua din 1-a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. De ce au venit? Să continue să îmbălsămeze trupul lui Hristos. Ele nu credeau că este viu, știau că e mort, nu credeau că învie, de aceea au venit pregătite să continue procesul de îmbălsămare. Era prea mare grabă în momentul când a murit și pentru că venea ziua sabatului, de grabă l-au înfășurat cum au putut și l-au băgat în mormânt. Aveau apoi să vină să finalizeze munca lor. Femeile nu credeau că Iisus Hristos avea să învie din morți. Și ne spune tot în Ioan, în capitolul 20, cu versetul 15, femeie, a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus, că mă duc ca să-l iau. N-a pus în discuție, poate a înviat Hristos, l-ai văzut pe undeva? Nu, eu știu că e mort și pentru că e mort, spune-mi unde este. Femeile nu credeau că Iisus învie din morți. Ucenicii nu credeau că Iisus Hristos va învia din morți. Ne spune tot în Luca, în capitolul 24, de la versetul 9 la versetul 11.
La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Acum auziți, cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Nu puteau crede că Iisus Hristos avea să învie din morți. Dar l-am văzut crucificat, l-am văzut că a murit. Era un proroc mare. Dacă n-ar fi murit, poate era aici, ne apăra, lupta el, făcea o minune. Dar e mort. Și pentru că a murit, morții nu învie. De aceea a rămas acolo și este mort. Ei, dragii mei, ucenicii nu credeau că Iisus Hristos avea să învie din morți. Ba încă cel mai tare argument îl găsim mai apoi în Ioan, încă o dată în 20, când ne spune că în dimineața învierii, după aceste prime momente de la mormânt, toți erau adunați împreună cu ușile încuiate de frica iudeilor. Nici nu aveau cum să iasă din casă de temere că îi identificau că aia care au umblat împreună cu Iisus. Nu credeau că Iisus Hristos are să învie. Preoții cei mai de seamă la rândul lor n-au crezut că Iisus învie. Credeau în schimb că avea să fie o farsă și ucenicii aveau să-i fure trupul. În Matei 27 cu versetul 62, a doua zi care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era în viață, a zis: după trei zile voi învia. Dă poruncă dar ca mormântul să fie bine păzit până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea, să-i fure trupul și să spună în rodului: a înviat din morți. Atunci, înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai mare decât cea din tâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând straja. Nici ei nu credeau că avea să învie. Credeau că avea să fie o farsă a ucenicilor, dar nu credeau că avea să învie. Și acum observați, femeile nu credeau, ucenicii nu credeau, era frică, erau ascunși în casă, ăștia de frica ucenicilor pecetluiesc mormântul și fiecare de frica altora stă pe unde stă. Nu credea nimeni că învie Iisus Hristos. Totuși, la un moment dat, se întoarce înapoi Maria, femeile de la mormânt, și spun că mormântul e gol. Nu știm cum, dar mormântul e gol. Și acum Petru cu Ioan, prin parcă o euforie, un curaj, un sentiment de adrenalină, și fug repede la mormânt. Când ajung la mormânt, se întâmplă trei lucruri, dragii mei. Și observați-le din textul nostru. În Biblia Română se spune de trei ori că au văzut. Versetul 5, 6 și 8. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Ăsta e Ioan. În 6, Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos și totuși aici nu zice că a crezut. Mai apoi în versetul 8, atunci Ioan, celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. De trei ori ne spune că a văzut, dar de trei ori în limba originală apare alt cuvânt pentru cuvântul văzut. În versetul 5, când ajunge Petru cu Ioan la mormânt, ni se spune că Ioan a văzut. Dar de fapt asta înseamnă a arunca o privire. N-a intrat. Numai așa s-a uitat un pic înăuntru, a văzut că nu era cineva, s-a întors înapoi. N-a fost îndeajuns ca să prindă convingere că Iisus cu adevărat a înviat. A văzut numai că nu e cineva înăuntru. A aruncat o privire. Apare apostolul Petru și ne spune că el intră în mormânt, se uită de jur împrejur și a văzut. Aici apare alt cuvânt, adică a observat, s-a uitat mai atent, a început să perceapă ce se întâmplă, dar tot nu înțelesese. Și apoi ne spune că intră și Ioan în mormânt, se uită cu atenție la ce se întâmplă, vede ștergarul, a văzut. Și aici ne spune că a crezut. Când ne spune aici a treia oară că a văzut, cuvântul înseamnă a percepe cu profundă inteligență. A te uita cu foarte mare atenție la ceea ce se întâmplă, a încerca să discerni, să descifrezi și să tragi concluziile potrivite. Asta înseamnă a văzut și a crezut. Eu pun o întrebare, oare ce-o văzut Ioan? De-o crezut. Dragii mei, vă dau trei dovezi că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. Ca mai apoi să ne întoarcem la baza importantă acestui text pentru noi în această dimineață. În primul rând, dovada că Iisus Hristos a înviat din morți stă înseși în straja pusă la mormânt. Vreau să vă gândiți la un lucru. Nu era nici de cum în interesul preoților să dispară trupul din mormânt. Tocmai de aceea au cerut lui Pilat: dă-ne o strajă, să-l punem acolo, ca să asigurăm că nu vin șarlatanii aia să-i fure trupul și apoi să fie o mai mare înșelăciune. Dorința lor era ca trupul să rămână acolo. Și Pilat le face pe plac: aveți o strajă,
ca noi să înțelegem ce înseamnă ostrajă, intrăm un picuț în istoria vechi romană. Ostrajă însemna o ceată de 16 soldați, bine pregătiți, care lucrau în ture, 4 soldați tot la 3 ore. Și tot la 3 ore se schimbau între ei, timp în care 4 dintre ei stăteau activ de pază. La 3 ore se schimbau și alți 4 veneau. Întotdeauna aveai 4 bine pregătiți, numai 3 ore să stea de santinelă. Ei, când ne spune că mormântul a fost pecetluit și piatra pecetluită, înainte ca să fie pus ostași acolo ca strajă, a venit cineva din partea Romei, a inspectat mormântul, să asigure că toate condițiile sunt potrivite, că nu se poate ieși din peștera aceea, s-a rostogolit piatra și s-a pus parafa Romei. Acum, dacă soldații l-ar fi luat de acolo, era ruptă pecetea, se vedea că a intrat cineva. Dacă preoții intrau, era ruptă pecetea, se vedea că a intrat. Acum eu mai pun o întrebare. Bun, să presupunem că au venit ucenicii să-l fure pe Domnul Hristos. Mă gândiți-vă, dragii mei, de frica iudeilor, nu de a romanilor, de a iudeilor, dar mai de romani, erau ascunși în casă cu ușile încuiate. Ăștia nu erau soldați pregătiți de luptă. Erau oameni simpli, pescari. Nu erau pregătiți pentru război. Ăștia erau aici soldați profesioniști care asta făceau viața de zi cu zi. Gândiți-vă că în momentul din grădina Ghețimani, Petru scoate sabia și atât de bun a fost el cu sabia în mână, încât îi taie urechea lui Malhu. Mă gândesc cum să-i taie capul, dar nu reușit. Dar pe lângă cap și-o taie la ureche. Atât de bun era Petru cu sabia în mână. El s-a gândit că în acțiunea asta lui de bravură, Hristos apare în spatele lui, face așa un fel de vânt puternic și scutură pe toți. Dar când Hristos îl oprește, Petre, stai cu minte, pune sabia înapoi, că cine scoate sabia, de sabie va muri. Petru se panichează. Măi, dacă Iisus nu-i cu noi, pă, ăștia ne măcelăresc. Și-o luat-o tot la fugă. Ăștia nu erau oameni de luptă. Și eu pun o întrebare, logică, dragii mei. Se poate percepe că o grupă de oameni nepregătiți de luptă, care nici măcar arme n-aveau cum trebuia, nici măcar să le mânuie, nu știau, puteau să vină la un mormânt păzit de o ceată de 16 ostași, 4 din care activ vegheau în continuu, să fure trupul lui Hristos? Nu face sens. Nu face sens. Și tocmai aici stă o primă dovadă. Cu adevărat, Hristos s-a înviat din morți. A fost un cutremur mare, au coborât îngerii acolo, Hristos n-a ajutat de nimeni, s-a ridicat din morți și a dovedit că moartea a fost biruită prin Domnul care a călcat-o, mărit să-i fie numele. Hristos s-a înviat din morți, dragii mei. Al doilea argument apare în textul nostru, în versetul 7. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Vă rog să mă ascultați foarte bine. Când era cineva înfășurat și pus în mormânt în cultura ebraică, erau îmbălsămate acele fâșii de pânză, de in, apoi era înfășurat trupul foarte minuțios, încât era pur și simplu tot încărcat și îmbrăcat așa cum trebuia să fie. De acolo, ca să-l scoți afară, trebuia acum să scoți fiecare pânză la rând. Nu uitați, erau pline de mirodenii, de aloie și de alte lucruri care erau puse și acelea se întăreau în timp. Mai este un factor. Domnul Hristos, înainte de a fi pus pe cruce, zice Sfânta Scriptură că Pilat, dorind cumva să le înmoaie inima, a pus să-l bată pe Iisus Hristos. Aici ne reîntoarcem la ceea ce se întâmpla în contextul roman. A fost bătut cu biciul roman. Noi spunem după Biblie că astea erau 40 fără lovitură. Aia la evrei. La romani nu erau reguli, dragii mei, și nu uitați, romanii aveau să facă un exemplu, arătând că cine se ridică împotriva Romei, îi zdrobit așa cum poate numai Roma să o facă. În momentul acelor torturi care le-a suferit el, trupul lui a fost complet distrus și rupt în bucăți, dragii mei. Ni se spune din istoria veche că cei ce treceau prin astfel de bătăi de multe ori muriau, nici ne ajungeau mai departe la execuție, muriau acolo în timpul bătăii. Ni se spune că la un moment dat unul a fost bătut în felul acesta încât i s-au expus până și oasele în timpul bătăii. Asta însemna să suferi sub mâna romanilor. Gândiți-vă cu un astfel de trup care este tăiat, rupt, spintecat, după aceea pus pe cruce și dat jos, este acum îmbălsămat.
Păi dacă ai operație și pe rana aceea mică care s-a cusut înapoi, se pune un pansament, când vrei să dai jos pansamentul, este foarte greu, se lipește de ceea ce a curs de acolo, de la acea rană. Dar gândiți-vă întreg trupul să fie numai răni peste tot și peste carnea aceea ruptă tu să înfășori acele fâșii cu balsamul acela care l-a pus ca să reziste. Gândiți-vă acum când vii să iei trupul, cine are timp să dea jos fâșie cu fâșie? Păi dacă erau lipite de trup, se rupea și pânza, nu puteai să o dai jos, era bine lipită. O, în tot timpul acesta, romanii la ușă cu săbile te vreau să scoată afară din peșteră. Cine avea timp să-l scoată afară din fâșii? Și mai mult, ni se spune că ștergarul, pe fața mortului, se punea un fel de prosop. Corpul era tot învăluit și numai pe față se punea un prosop. Ștergarul acela, prosopul acela, a fost bine împăturat și pus la un loc separat de acele fâșii. Păi dacă ești în grabă să furi trupul cuiva, cine mai are timp să mai înfășoare și prosopul, să-l pun deoparte, dar mai să dea jos fâșiile? Ei, dragii mei, aceste detalii mici pentru noi sunt dovezi concrete că Iisus Hristos a înviat cu adevărat din morți. Eu zic, mărit să-i fie numele. Ultimul argument pentru învierea Domnului, și sunt multe alte, dragii mei, Iisus Hristos cel înviat s-a arătat celor care îl cunoscuseră mai devreme. Și Petru spune mai târziu, s-a arătat nu tot norodul, ci nouă care suntem martori ai învierii sale. Dar bine, poate sub marele stres care l-au trăit atunci, au halucinat că ei vroiau să învie din morți. Nu uitați, dragii mei, ei nu vroiau, că nu credeau că învie din morți. Ce halucinare să ai, că nici măcar nu crezi că este un potențial, da mai să fie chiar așa. Ei, când apare Hristos, cu adevărat îl văd, l-au atins, l-au pipăit, au mâncat împreună cu el. Era Hristosul înviat din morți. Și apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni 15 că la un moment dat, acest Iisus Hristos înviat s-a arătat la peste 500 de frați deodată, din care acum cei mai mulți încă sunt în viață. Păi dacă mărturia lui Pavel era mincinoasă, vă întreb, ăia acum se estima că în timp ce scria el 1 Corinteni, era undeva la 350 încă în viață. Din ăia 350, nu era măcar unul să spună, mă, Pavel ăsta umflă adevărul. Nu-i chiar așa. A fost un fel de euforie, a fost o lumină, noi credem că a fost Hristos. Nu! A fost chiar Iisus Hristos, l-am văzut înviat din morți. Și acești frați l-au văzut, dragii mei. Hristos, cu adevărat, a înviat din morți, mărit să fie numele. Ei, dragii mei, observați că problema cea mai mare în textul nostru este, de fapt, în versetul 9. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învie din morți. Aici este problema fundamentală din mesajul nostru. Doamne, aș vrea să-mi dovedești, am vrea să-mi arăți, am vrea să-mi faci. Dacă mă scoți și de aici, promit că mă pocăiesc. Ce mai trebuie să vezi ca să crezi cu adevărat că Iisus este? Ce-ți mai trebuie să vezi ca să te pocăiești și să te întorci cu fața către Dumnezeu? Ei s-au gândit că dacă vor vedea lucruri concrete, vor crede. Și pe drept zice că Ioan, văzând ștergarul, văzând acolo fâșiile, văzând piatra, văzând că soldații nu mai sunt, a crezut cu adevărat că Iisus a înviat din morți. Dar, dragii mei, ni se spune, nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învie din morți. Știți că învierea din morți a fost prevestită cu sute de ani mai devreme prin Sfinții Proroci? În Psalmul 16 cu versetul 9 ni se spune astfel: de aceea mi se bucură sufletul și mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Aici scrie omul Dumnezeu David. Vă întreb, David a murit? Păi da, și evreii spun că a murit. Mormântul lui este undeva în Israel și și azi este marcat că e mormântul împăratul David. Și mort, e în mormânt. Cum de nu vei lăsa sufletul meu să rămână în locuința morților sau să vadă putrezirea? Aici, profetic, se vorbea despre Mântuitorul Iisus Hristos, dragii mei. În Psalmul 110 cu versetul 1, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Era nevoie să fie adus înapoi la viață până Dumnezeu avea
să pună toate în ordine, să se reîntoarcă Hristos și să preia împărăția. Hristos avea să învie din morți, dragii mei. În Daniel, în capitolul 9, un pasaj extraordinar, escatologic, ni se spune despre 70 de săptămâni împărțite în trei categorii. De fapt, după limba română, este o împărțire care nu este în original, pentru că 69 sunt toate legate la oaltă. Din momentul reconstruirii templului până în momentul intrării triumfale în Ierusalim, după calculele exacte ebraice, au trecut 483 de ani lunar, dragii mei. Exact la fir s-a împlinit prorocia aceasta. Și acum ne spune în versetul 25, să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, Mesia, cârmuitorul, va trece 7 săptămâni, aici un punct și virgulă în original nu este, apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. Acum auziți, după aceste 62 de săptămâni, 7 cu 62, 69, unsul care era Mesia va fi stârpit și nu va avea nimic. Adică va fi omorât Hristos și nu va avea nimic. Exact asta era prorocit prin sfinții proroci, dragii mei. Și încă 3 zile, ne spune Osea 6:1, veniți să ne întoarcem la Domnul, că cel ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în 2 zile, a 3-a zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Acte profetice, prevestiri profetice, care dovedeau că Iisus Hristos avea să învie din morți. Și în momentul învierii, se întâlnește cu doi ucenici pe drumul Emausului, care așa de întristați erau. Și Iisus le spune, o, oameni puțin credincioși și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce a spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa. Acum auziți, și-a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El. Iisus Hristos trebuia să învie după Sfintele Scripturi, dragii mei. Da, era important să vezi dovezile, dar era prevestit profetic că avea să moară și să învie pentru noi. De ce este acest fapt foarte important? De ce argumentez tare pe acest fapt? De ce spuneam că centralitatea Scripturii este esențială în viața noastră ca și credincioși? Mă întorc, dragii mei, în Luca, în capitolul 16. Este o pildă care o spune Domnul Hristos. Dar după tiparul pildelor, asta nu este o pildă. Asta este o întâmplare reală. Pentru că folosește chiar numele omului din această pildă. În pilde se dau exemple, dacă vreți, ilustrative. Aici este o întâmplare reală. Moare un bogat și moare un sărac pe nume Lazar. Amândoi ajung în locul final. Unul ajunge în slavă la Dumnezeu odihnindu-se și altul este în iad, suferind și chinuind. Și acum din iad acest bogat îi spune lui Avram în pilda aceasta, trimite pe Lazar să meargă în casa fraților mei și să le spună că aici este un loc de chin și să se pocăiască. Și acum auziți care sunt argumentele. Versetul 27, bogatul i-a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Asta înseamnă Sfânta Scriptură. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, acum auziți, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Ei, dragii mei, vă întreb, a înviat cineva din morți? A înviat Domnul Hristos. Și de 2000 de ani se mărturisește, Hristos a înviat. Și vă întreb, cred oamenii lucrul acesta? Prea puțini. Prea puțini. Și noi avem dovezi. Și noi avem semne concrete, Hristosul viu lucrează, vindecă. Acum câteva zile am vorbit despre o vindecare aici în adunare, la ungerea cu un de lemn. Dumnezeu e viu și lucrează, mărit să fie Domnul. Și oamenii nu cred, dragii mei. Pentru că dacă nu crezi Sfânta Scriptură, nu vei crede nici dacă îngerii coboară din cer, tot nu vei crede. De aceea ne spune Sfântul Cuvânt că această carte este centrală vieții noastre de creștini. Dragul meu ascultător,
Ce mai trebuie să vezi ca să crezi cu adevărat că Iisus Hristos este Domnul și că te cheamă la o viață cu El? Ce dovezi mai ai nevoie? Ce minuni mai vrei în viața ta ca să crezi cu adevărat că Iisus este, să te pocăiești și să te împaci cu El? Dacă nu crezi vestirea Evangheliei, nu vei crede nici măcar dacă îngerii vor coborâ din cer. Observați ce face necredința. Versetul 10. Apoi, ucenicii s-au întors acasă. În loc să meargă, să-l caute prin grădină, măi, l-ați luat voi cumva, mă, Ana, Caiafa, voi cumva ați fost pe la mormânt în dimineața asta, Hristos nu e acolo. În loc să-l caute, îi merg acasă. Pentru că în momentul când necredința se cuibărește în inimă, când nu crezi prevestirea Scripturii, nu ești motivat să faci absolut nimic. De aceea ne spune Sfântul Cuvânt că noi suntem chemați să trăim prin credință și nu prin vedere. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni 5, așadar, versetul 6, întotdeauna suntem plini de încredere că știm că dacă suntem acasă în trup aici, trăim în trupul acesta, pribegim departe de Domnul, nu suntem la El. Și acum auziți, pentru că umblăm prin credință și nu prin vedere. Noi nu-L vedem pe El. Noi îl credem măcar că nu l-am văzut. Avem motive să-l credem, dar nu-l vedem realmente. Noi nu vedem îngerii cum coboară, dar noi vedem efectele prezenței sale printre noi și credem mărturisirea Sfintelor Scripturii. Noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Și acum auziți, în perspectiva acestei plecări, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Dragii mei, revine Iisus Hristos cel înviat din morți. A murit odată pentru totdeauna și a înviat din morți odată pentru totdeauna. El rămâne viu în veci de veci, mărit să fie numele. Și acest Hristos viu, ne spune Biblia, că așa cum s-a înălțat la cer, se va întoarce la fel înapoi după noi, să ne ducă înapoi acasă. Dacă nu crezi cuvântul lui Dumnezeu, care dovedește fără echivoc că este Domnul Domnilor și te cheamă să te împaci cu El, n-ai cum să crezi că acest Hristos se întoarce și înapoi. Și la întoarcerea sa, nu se mai întoarce ca mântuitor, se întoarce ca judecător. Să judece pe toți care au făcut fie bine, fie rău când trăiau în trup. Și de aceea, dragii mei, se pune o întrebare. De ce nu vrem să credem cuvântul lui Dumnezeu? Ca și frați pentecostali, avem o predispunere extraordinară la senzațional. Ata ne place senzaționalul, să auzim de învieri, din morți, de vindecări, de mame care plâng, de copilași vindecați, de prorocii, de descoperiri, de cunoștințe. Ata ne place senzaționalul, dragii mei. Dar eu vă întreb, mai credeți cuvântul lui Dumnezeu? Că ne pierdem din cauza că ne oprim numai la senzațional, dar am trecut peste ceea ce este scris. Dacă nu crezi cuvântul lui Dumnezeu, nu vei crede niciun semn, nicio minune. Cuvântul acesta dă viața, mărit să fie numele Domnului. Și nu uitați că în perspectiva escatologică, când va începe Anticristul să lucreze, cum își va dovedi, dacă vreți, supremația? Prin înșelăciunea semnelor și a minunilor. Dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, te pierzi cu toate semnele care le poți vedea. De aceea te întreb în această dimineață, dragul meu ascultător, ce mai trebuie să vezi ca să crezi că Iisus Hristos este Domnul înviat din morți? Ce mai trebuie, ce dovezi mai vrei ca să te pocăiești în dimineața aceasta? Eu nu știu cât timp a mai rămas, nu știu câți ani mai sunt, toată lumea se clatină, de la o zi la alta, instabilitate politică, geopolitică, socioeconomică, toate sunt într-un flux continuu. Toate arată că vine Iisus Hristos în curând, dragii mei. Și pentru revenirea sa, eu sunt chemat să trăiesc fiind plăcut lui. Doamne, ajută la aceasta! Dacă nu cred cuvântul lui Dumnezeu, n-am cum să mă pregătesc, pentru că nu cred tocmai ceea ce îmi dă viața, ceea ce mă cheamă la Dumnezeu, ceea ce mă modelează și mă schimbă. N-am cum să cred în Hristos. Dacă nu vor crede moți pe proroci, nu vor crede nici dacă ar veni cineva din morți. De aceea, ca să-i dovedească învierea, Hristos n-a spus, hai, atingeți-mă. A spus, dați-mi voie să vă deschid mințile ca să cunoașteți
cuvântul. În momentul când li s-a deschis mintea și au înțeles Scriptura, în momentul acela au crezut cu adevărat că ăsta este Hristosul pe care Dumnezeu avea să-L trimită. Avea să moară și să învie pentru noi. Dragii mei, asta este nădejdea creștinului, că acest Hristos înviat, care ne-a dus la o viață nouă prin botez în acel moment al nașterii din nou, premergător botezului și arătat simbolic prin botez, acest Hristos într-o zi ne va duce și pe noi la viață împreună cu Sine și vom fi întotdeauna împreună cu Domnul în părtășia slavei Sale. De aceea, dragii mei, ne spunea Apostolul Pavel atât de frumos în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, un cuvânt de mângâiere profundă pentru oricine trece prin Valea Prângerii, pentru oricine a pierdut pe cel drag, pentru oricine se frământă pentru ceea ce are să vină în ziua aceea. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în ori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Dragii mei, n-ai nicio mângâiere afară de acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu care ne duce în părtășia cu Domnul care dă toate mângâierile. De aceea, în această dimineață, când biserica proclamă Hristos a înviat din morți, când copiii au cântat foarte frumos, corurile, cu formațiile, s-a predicat frumos despre aceasta, dragii mei, noi trebuie să ne întrebăm ce mai trebuie să vedem ca să credem cu adevărat că Hristos a înviat din morți. Dacă încă mai aștepți un semn, încă o minune, încă o prorocie, s-ar putea să vină Domnul și să nu încheie legământ cu El. Dar dacă în dimineața aceasta te vei întoarce la cuvântul viu al lui Dumnezeu și pe baza acestui cuvânt vei crede că Iisus Hristos este Domnul, poți intra în viața veșnică împreună cu Cel care a murit și a înviat pentru tine, mărit să fie numele Domnului. De aceea, dragul meu ascultător, te chem să te întorci înapoi la Sfântul Cuvânt. Și spre deosebire de ucenici care au plecat acasă, eu acum te chem ca un om schimbat înnoit care crezi cuvântul să mergi afară și să-L propovăduiești pe Iisus Hristos cel înviat din morți. Să devii un martor al învierii Sale prin care mulți să vină la pocăință. Și zic, Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amin.